cărunchii, că-și te vreau, zice Domnul, cu gelozie. Te văd cum te ascunzi de oameni, te văd cum te rușinezi de ei, uitând că ochiul meu te cercetează, uitând că urechea mea aude de ceea ce spun popor de legământ. Oprește-te și să știi că eu sunt Domnul. Nimic din ce este sub soare nu e la voia întâmplării. Eu cunosc vremi, soroace, începutul, sfârșitul, de ceea te sfătuiesc. Caută-mă, zice cel preanalt, împlinindu-ți juruințele. Caută-mă, zice Domnul, iertând, iubind, acoperind, căci vai, cu prea multă ușurință, ridici degetul împotriva aproapelui tău. Și dacă mâna mea încă nu a apăsat, ai gândit că sunt de acord cu tine. De aceea îți spun, poporul meu, totul va fi adus la lumină. Și gândurile tale, și faptele tale, și umblarea ta, nimeni să nu-ți gândele purechea, că stă scris. Cine este sfânt, trebuie să se sfințească și să se asemene cu Mântuitorul său. Cine are urechi de auzit, să audă, să înțeleagă, să fugă de tot ce îi se pare rău, căci este încă o vreme de har, este încă o vreme de milă. Mi se zbate inima pentru ceea ce vine și strig, cum aș putea da rodul suferințelor mele? Te sfătuiesc, zice Domnul, întoarce-te cu toată inima și eu îți voi da biruință. În locul acesta am în vedere să lucrez, zice cel preanalt. Am în vedere să torn puterea mea. Am în vedere să ridic lucrători. Dar iată, stau pe loc din pricina rupturilor pe care eu, Domnul, le-am văzut și aștept întoarcerea ta. Pocăiește-te, zice Domnul, căci eu vin curând și dau răsplată. Celui ce crede, aude, ascultă și împlinește voia mea. Așa a vorbit Domnul.